În cadrul săptămânii prevenirii criminalității, polițiști și jandarmi au fost prezenți la liceul Tudor Vianu din Giurgiu, unde elevii au fost instruiți pentru a nu fi expuși unor acte de delincvență juvenilă. Aceștia au organizat o întâlnire în amfiteatrul liceului Tudor Vianu cu elevii claselor a 10-a în scopul conștientizării asupra măsurilor de autoprotecție. Cu aceeași ocazie au fost prezentate principalele cauze care generează delincvența juvenilă. Noi avem un proiect de prevenire a delincvenței juvenile intitulat Fii adolescent, nu fi delincvent. Acest proiect se desfășoară anul acesta, în anul 2012, în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, având ca grup țintă elevii din unitățile de învățământ și licee. Elevii prezenți la manifestare, precum și cadrele didactice, au dovedit un interes deosebit pentru activitățile derulate de polițiști, iar întâlnirea respectivă a avut un caracter interactiv. În acest context, polițiștii au distribuit și pliante pentru prevenirea criminalității.